Dimineața, București, bine te-ai trezit. 9 și 30 de minute, mai bine mai târziu decât niciodată. Ne reîntâlnim din nou, iată, alături de noi, aici în matinal, în Bună Dimineața, București. Domnul Pepe, bună dimineața, domnul Pepe, bine reveni pe la noi. Bună dimineața, bună dimineața. Neața. Am venit pentru că îmi pasă. Aha. Te rog să continui aceste două cuvinte. Cu ce consider tu că ți se potrivește mai bine în viața ta în momentul ăsta? Îmi pasă, puncte, puncte. În primul rând îmi pasă de iubire și mai mult decât atât îmi pasă de cântec, îmi pasă de interpretare și de cei care se regăsesc în piesa asta. Mai toată lumea se regăsește în piesa asta, că pe unde am pus a fost jale. La propriu. Câte mesaje am eu și câte povești ale fiecăruia detaliate, de ce, cum. Mie nu mi s-a întâmplat, dar m-am pus în situația în care mi s-ar întâmpla. Uite ce s-a întâmplat acum 10 ani. Simulare de jale. Simulare. Frumos, adică, da, în orice caz, totul e admirativ. E interesant. A construit bine Conector piesa asta și textul a fost făcut cu lumea de o fată. Așa. Din studio, da. Eu și eu l-am întrebat, dar cum, și mișto e textul, ce crezi, mi l-a făcut o fată, colaborez de curând, e la mine la studio. Fetelor le pasă altfel. Deci a gândit fata ca un băiat, a gândit ca mine, a gândit ca tine. Da, corect, a fost în situația aia. Gândește Conector, a gândit ca noi, știi? A gândit cam cum ar trebui să fie bărbatul ideal, care de fapt s-ascunde în fiecare dintre noi și noi probabil nu-l scoatem la iveală, știi, că n-avem curajul să ne asumăm. E un bărbat asumat în povestea piesei acolo, el recunoaște că a greșit, recunoaște că nu a acordat atât de mult timp relației încât s-a destrămat totul din vina lui, după care recunoaște că îi pasă, dar ea nu știe. E cam târziu dar a asumat totul, știi, voi, m-am resemnat, m-am dus în munți, că și povestea clipului e senzație, e frumos, Da, e pe feeling. Păi am văzut că ai personaj principal acolo. Cățelul. Mi-a preluat toată starea. Și a făcut tot clipul, adică, bune, e câinele meu, care, dacă sunt fericit, e și el fericit alături de mine. Dacă a văzut că sufăr, a suferit și el după cutia cu amintiri. S-a uitat după cutia cu amintiri, n-avea ce să și plângă. 6 ani și jumătate. Să trăiască. Doamne, așa, mulțumesc mult de tot, îl iubesc. Cum îl cheamă? Bă, Hitano, care față de țigan și a zis... Cum putea să-l chem? Hitano. Dacă e al meu, cum ai vrea să-l chem? Cum putea să-l chem? E din Madrid, adică... Am înțeles. Sau din Roma. La ce echipă joacă, știi? E cu Barcelona. Ia zine, Pepe, cum ai lăsat o chitară pentru pian la piesa asta? Că eu știam că îți plac mai mult chitările decât clapele. S-a potrivit, n-am avut ce să fac. Nu era trasă cu pian piesa, era doar un ghid, repet, da. Dar am simțit-o din start, am zis, deci aici o simt cu pian, așa o simt, a fost bine, cred eu că... Păi e bine, că eu când am ascultat a doua sau a treia oară în emisie piesa, da. Am ascultat-o de vreo două, trei ori dimineața aia, da. Până să ne dea șefii afară, când am ascultat piesa aia, i-am spus lui Marius, eu m-am subit pe pian, mă mai dau jos de aici. Acolo stă, serios, deci pe final acolo pianul ăla face tot. Da, a lăsat-o suspendat așa, știi? Taram, da. Nu? Da, e să știi cum sunt filmele alea cu final în care poți să alegi finalul, știi? Păi cam aia. Pe unde s-a dus, dacă e cu happy ending, dacă e tristă. E artistic tras. Ai mai umblat la piesă după ce ai primit-o? Adică ai mai schimbat din versuri, ai mai schimbat din muzică? Doar pianul a fost adăugat și interpretarea mea, care e puțin diferită, nu neapărat în construcția piesei, dar spre finalul piesei, deja am improvizat puțin și mai știi să ne cânti cum era original? Original era aproximativ cam cum a fost prezentat primul refren, așa erau toate. Aha, okay. După care am modificat un pic din interpretare și pe strofe și mai ales pe refrene, cu cât am înaintat în piesă. Trebuia să spui amprenta ta. Da, aici. Normal, e vorba doar de interpretare și atât. Trebuie să faci omul, după ce o ascultă o dată, să-l agăți să o asculte și a doua oară. Deci vrea să te uite că parcă s-a terminat prea repede, mai pun o dată, știi că mai e. A, de-aia ai făcut-o și așa scurtă? Păi nu e scurtă, care 3 minute și 20 sau nu știu ceva. 25, da. 3:25. Da. Unde mă scurtă? Că la noi a avut 10 minute. La noi a avut 10-12 minute, nu e, păi, nu prea cam scurt. Așa e dacă o ascult de 2-3 ori. Păi cam nu s-a aprofundez textul. Cam pe acolo. Normal. Asta, tu nu prea obișnuiai să mai cânti în ultima perioadă. Eu te-am auzit așa în cariera ta de vreo 3-4-5 ori cântând piese de-astea foarte lente. În rest, cântai piese de-astea mai ritmate, așa... Păi, sincer să fiu, bine. Ajung mai ușor la sufletul omului cu piesele astea, dar
energia aia pozitivă și petrecerea aia construită în jurul meu de fiecare dată, da, e făcută pe vibe-ul ăsta efervescent. Că n-avem ce să facem. Dacă mergem la o petrecere și cântăm doar piese din astea de corazon, păi asta e. Astea le cântăm de obicei după petrecere, când se rămâne la after party, uh-huh, și acum hai să cântăm și pentru noi. Ok, deci piesele care... Dar da, atunci, după 3-4 ore de la încheierea programului, când rămânem între noi și când mai cântăm și mai aia, atunci scoți artistul din tine. Păi știi cum e, după... E parcă totuși puțin mai comercial programul, că n-ai ce face, oamenii vin să se distreze. Da, și vor să danseze, vor nu vin neapărat să asculte muzică, ci să sunt danseze pe ritmul sunt pe care voi. Sunt concerte din astea în aer liber sau, dacă nu, organizate bine, în care undeva la jumătatea evenimentului îți poți permite, în calitate de artist, să duci show-ul și să-l trimiți într-o altă zonă, să-i duci într-o zonă de amplat. Din alegria în melancolia, da. Să-i duci într-o piesă, două, să-i faci un pic, să le schimbi starea, după care să-i readuci și, uh-huh, să carusel, trimiți. Așa. Da, asta e, asta trebuie să însemne un artist, să știe să schimbe starea, că dacă bună... ții în același tempo, nu e bine. Uh-huh. Îi plafonești. Bună dimineață, super piață, v-a ieșit, nu nouă. Am cântat-o noi, dar nu ne iese ca lui. Da. Noi o dăm la radio și interpretarea face toate paralele. Bravo, Pepe, scrie Loredana. Mulțumesc. Te felicită lumea pe aici pe Facebook. Mulțumesc mult, da, tot. Felicitări, Pepe, neața bună începe cu voi. Bine că l-ați adus și pe Pepe, mă bucur să-l revăd. Bună dimineața, soare. Neața, băieți, deci ție îți spune soare, nu așa, wow. Da, Claudia scrie, mă uit la voi pentru că îmi pasă. Frumos. Uite, asta tinde să devină așa un leitmotiv, da. Îmi pasă, da, 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 da. E foarte bine ales textul și titlul piesei mai ales. Ai mai avut o piesă care suna la fel la titlu? Îmi place, parcă, nu? Am și îmi place, da, da. Piesă... Îmi place, îmi pasă, ce urmează? Era să zic o dată. Nu. Că, uite ceasul acolo. Păi zic eu ce urmează. Urmează 1 martie, înțelegem că urmează și un concert mare. Sunt foarte multe concerte în perioada asta, am evenimente aproape zilnic, dar pe 1 martie cânt în Berărie, da, în Berărie H, și e un spectacol mare, dar e sold out, din câte am înțeles. Deci dacă vor să vină... Nu știu dacă mai, probabil ori mai fi... Surorile noastre, locuri, mamele noastre... Mai pune păluștre, mai pune undeva eu dacă lumea vrea să mesaje vă. De la... Oameni, da, de la oameni care spun că nu mai găsesc locuri. Stai un pic, Pepe. Da. Deci, pe 1 martie, adică de la vineri, da? Vineri, da, când vine primăvara, mărțișorul. Mamule, sunt 15 grade, Celsius afară, deschideți terasa aia. Da, păi dați drumul la uși. Mea, eu sunt pe scenă, nu deschid eu porțile acolo, nu stau, da, la bilete, eu sunt pe scenă. Să facem pe lac. Cum ar fi să stau și la intrare și să organizez și mesele? Aici ai pun pe fini, aici ai pun pe... Da, da, ca la, da, ca la nu. Dacă îți vine să crezi... Deci avem pe 1 martie concertul. Eu am cumpărat bilet și mamei, adică fără să se știe că e de... Serios? Serios, pe știu, da. Ce frumos. Cât costă un bilet la tine la concert? Bă, nu știu, eu am... Mamei tale e luat în față, înțeleg. N-am luat eu personal, s-a ocupat cineva, uh-huh, eu doar am plătit o masă, da, de 10 persoane, nu mai știu cât. Ai cumpărat toată masa? Păi da, pentru familie, ce crezi că cer invitații? Eu nu cer invitații la mine. Artistului din România îi pasă, își cumpără bilete la propriu concert. Da, așa e frumos, e, na, părinți, mă, ce stau. Da, mă, decât familie, să le dai gratis, nu? Că am auzit eu de artiști care dau gratis. Dau? Păi nu. Da, și, mai nu. Bine ți le cumperi. Ți le cumperi. Până la urmă. Deci nu mai sunt locuri la Berărie. Din câte știu eu, nu. Acum atunci... nu știu, încercați, poate ori mai fi băgat 3-4 mesele, ori mai fi îndesat. Dar mai sunt evenimente, să știți. Adică nu doar ăsta. Bine, păi, dar eu nu unde să că pe 2, de exemplu, cânt în Paris. Nu, uite. Cânt în Paris la o petrecere în Paris, la Coloseum, nu? Nu, serios vorbesc. Chiar în, da? Paris, mergem în Franța. Pe 3 mă întorc chiar pe trecere privată, 4, 5, 6 avem emisiuni și na-na-na. Uh-huh. După aia 7 încep, iară, nu mai știu, 7 Pitești. Dacă s-ar putea să ne vedem și la mall. 7, da. Pitești, 8 Onești și Buzău, 9 Cara Severin, 10, uh-huh, nu mai știu. Deci e agenda destul de plin. Auzi, te întreabă cineva de Eurovision aici. Vrei să îți citesc întrebarea sau nu te interesează citesc subiectul? Citesc tot, ca să și răspund sincer. Pepe, o întrebare, ce fac artiștii români pentru Laura Bretan, căreia i s-a furat dreptul de a participa la Eurovision? Câștigătoarea publicului a fost sabotată de 6 jurați. Bla, bla, bla. Nu, așa, detalii, povestea nu eternă. Nu te nu pasionează. Nu știu, eu știu doar când am participat eu la o preselecție, așa, pentru Eurovision. Nu mai știu, cred că se întâmpla prin 2000. 2000? Țin minte, așa, că eram cu Latin Express. Ah, da, corect. Și da, am fost din 99 până în 2000 și știu că am participat în 2000 când la o preselecție. Când ai fost plecat. Da, da, da. Da. Cu două piese celebre. Deci două piese care sunt hituri și le cânt și astăzi.
Era în prima audiție. Atunci le-am înscris la Eurovision și mi s-a răspuns că nu intru în preselecție, că nu e muzică românească. Și am zis, atunci să cântăm Doine din Banat, că nimic nu e românește. Dacă nu e muzică românească, da. E muzică latină. Așa mi s-a răspuns. După care... Dar cu ce piesă ai mers? Cu Cred că m-am îndrăgostit și nu, cu... Nu, am fost cu Sunt gelos. Da? Și cu mă încă aprind. Una. Aia? Nu mai știu. Da, încă da, una da. Pe care am lăsat-o ulterior. Deci piesă care se cântă și acum. Da, da. Și nici măcar n-am intrat în preselecție, adică nu, am picat preselecția, n-am intrat în... N-ai trecut de selecție. N-am trecut de selecție inițială, de selecție. Adică să... Da, și atunci n-ai mai... De atunci, am și fosurat, nu poți să vii să... Niciodată nu mai vin, că nu-i muzică românească. Măi, e atât de vechi momentul ăsta că am scris Pepe Eurovision și mi-apare Pepe Linhard Band. N-am intrat niciodată, n-am ce să caut. Nu, și nici nu vreau, n-am rost să mai concurez, ce să mai concurez, bă bune. Da. Frumosule Pepe, felicitări. Sărumâna. Și vouă urâților de la București FM. Am exagerat eu, da, acum da, am exagerat, da. O zi bună, pupici. Băi, cu sclipici. Nu mă frumos și București. Da. Ăștia sunt. Pepe, uite, e nebunie mare în perioada asta, înțeleg că ai concerte, ai treabă, ai filmări. E exact cum îmi place. Eu dacă aș fi liber, m-aș plictisi fantastic și aș intra într-o depresie probabil. Deci îți place, place așa pe agitație. Da, îmi place. Pe activitate. Mărțișoare ai luat? N-am luat, dar o să iau de toți banii. Ce vreau să se mai poartă. Vreau așa să fac mărțișoare, oricum o să fac cu fetițele, să decupăm, să lipim, așa, să nu știu ce. Aha, să deci handmade, așa. Împreună, trebuie și așa ceva și trebuie să fac și surpriza inițială. Mm-hmm. Dar mărțișorul e mărțișor, 8 martie, 8 martie. Nu. Uite unde, e bine mă când ai copii, că îi faci soții, îi fac copiii, mărțișor, te-ai scos. E, faci împreună cu copiii. Nu, că el se duce în timp ce lasă de lucru copiilor, el se duce la mall. Se duce și ia. Da. Se duce la mall, intră acolo la parfumuri și șmacuri și își face om o de lucru. Auzi ce zice lumea, că nu mai pui mărțișor, pui un jnur cam la orice, pui un jnur al roșu și gata. Păi? Da, dedici tu ești primăvara mea. Funcționează? Funcționează, da. Chiar am difuzat piesa cu câteva zile, că ne cerse cineva Aurelian Andreescu și a zis să avem ceva mai modern. Și am pus cu domnul Pepe. Ce? Pe care îl punem acum să cânte la radio. În pasă se numește piesa asta nouă. Vreau să o ascultăm împreună și să povestim despre ea. După facem analiză pe text. Că l-a puricat cu el. Am niște dileme pe acolo pe piesă, da. În pasă, Pepe. Bună dimineața! Neața. Adesea ce mai faci, ești bine? Te mai gândești și tu din când în când la mine? S-au mai uitat definitiv de-o vreme, căci gândul la mine îți face numai probleme. Oare ai ajuns acolo unde îți dorești? Spune-mi, trăiești iubirea aia din povești? Ai dat de cel ce te iubește așa cum vrei și acum sunteți gata să fii trei. Tu nu știi că mai pasă de tine și că te mai văd prin casă, deși nu ești lângă mine. Oare ai reușit să fugi departe, acolo unde nu există inimi sparte, acolo unde vroiai să ajungi? De câte ori eu te făceam să plângi, ai dat de unul care nu-i așa de ocupat, ai dat de cel cu care țin micul dejun în pat, de cel ce-ți va da tot ce eu nu am putut, de cel ce mă plasează pe mine în trecut. Tu nu știi că mai pasă de tine și că te mai văd prin casă, deși nu ești lângă mine. Tu nu știi că mai pasă de tine și că te mai văd prin casă, deși nu ești lângă mine. Am auzit că spui mereu că ți-e bine și că ai uitat de tot, de tot de mine. Că acum ai tot ce ți-ai dorit și că visul tău s-a împlinit. Dar oare când te plimbi cu el sub clar de lună,
ai vrea cumva în locul lui o altă mână. Tu nu știi că-mi mai pasă de tine și că te mai văd prin casă, deși nu ești lângă mine. Tu nu știi că mai pasă de tine și că te mai văd prin casă, deși nu ești lângă mine. Uite, așa se încurajează consumul de șervețele. Asta e pentru iubita hologramă. Industria șervețelelor trebuie să fie recunoscătoare pentru piesa asta, Pepe. Da, mă, da, bine. Important e să trezești ceva în fiecare om în parte și să constate că îi pasă și să facă ceva. Și ți-am zis ăștia de la toate astea de gadget, să o ia la im de hologramă, că o mai vezi prin casă, dar nu e lângă tine. Ama, apare! Băi, dar ideea e mișto, da, știi, că te mai lovești de obiecte, amintiri, de haine, de fotografii. Băi, că nu-i bine să le țin casă pe astea. Păi nu-i bine că am încercat să scap de ele, dar n-am putut, m-a lăsat chitano. Și că după ce te însori trebuie să țin garaj. Da? Da. Nu, mă, dar nu-i bine că să ai nimic din... Da. Nu. Până la urmă, de ce mai faci fotografii dacă le arunci? Da. Dar nu le arunci. Da, dar ideea cu pusul tuturor obiectelor într-o cutie mi s-a părut genială. Da, pui, teoretic pui capac acolo. Teoretic închizi amintirile acolo într-un loc, dar asta e mai... Dar știi cum e cu cutia Pandorei? Că mai să nu mai deschizi. Știi ce mi se pare mie paradoxal în toată povestea asta? Bine, filozofăm despre chestiunile astea mult prea devreme, e 10 fără 10, da? Da, da. Mai pe seara așa ar fi mers. Da. Dar să știi că au fost cupluri care s-au împăcat după piesă. Vorbesc serios? Foarte serios. Am mesaje, clar. Poți să ne așteptăm și nouă un mesaj din ăla? N-am telefonul de mine, dar am plin, deci o să vă dau. Crede-mă, deci sunt foarte mulți, că mi-ai făcut curaj într-adevăr și am trimis piesa, a reacționat fosta iubită, iată, ne suntem din nou împreună și fotografie, m-a dat fotografie. Incredibil, deci, ce tare. Am văzut cel mai serios. Mi-ai făcut curaj să-i trimit piesa cu dedicație și înseamnă că, na. Nu vă spărați, faceți și despărțiri? Nu. Despărțiri nu faceți? Nu. Păi dacă îmi cădați atunci sunt gelos? Am și cerere în căsătorie acum, nu pentru mine, să merg. Bine, ai fi avut și de asta de-a lungul carierei. Nu, am și cereri pentru cerere în căsătorie. Pepe, ajută-mă, te rog, să fac pasul, să merg cu mine. Nu poți să faci. Uite, serios. Eu propun să facem, să-l facem pe Pepe Cupidon și o zi să-ți o dedici împăcării oamenilor. Exact. Ar fi frumos, da. Adică... Nu știu dacă ești cel mai bun exemplu. Spre exemplu, să zică... stai că ai... Adică, dacă e să te uiți în urmă... Băi, dar nu te mai uiți în urmă. Acum... Nu cred că era vorba, experiență, nu cred că era vorba despre tine. Oricum. Experiența mea, abia de aici încolo sunt ăsta de mă vedeți, am înțeles. Dar ai o experiență, îți pare că știi cu ce se mănâncă. Știu și când trebuie să nu-ți mai pese. Da. Aici eu am fost de vină în povestea asta. A intrat și domnul Ristei, ne face aici cu ochiul. Da, domnul Ristei ne-a amuzat toată dimineața cu pisica ei. Pisica lui. Da. Lăsați pisicile în pace că sunăm la PETA. Protecția animalelor, dar vă rog, se poate așa ceva. Lăsați pisicile să facă. Deci în București întâi rămâne la... Da. Berăria H. Și vor fi multe. Poate evenimente. Ne mai vedem și după aia la radio și eu mai de obicei anunț evenimentele importante, mai ales astea publice. Le anunț și pe Facebook, și pe Instagram, și pe YouTube. Deci cine vrea acolo te găsești. De găsit. Deci la mine când ai tastat Pepe, îți apare ori pepe.ro, ori Pepe, ori direct pagina oficială. E foarte simplu. Deci ești conectat peste tot. E ușor. Și pe Instagram, și pe Facebook, și pe... Da, auzi, da, fanii au numărul tău de telefon, tu te mai trezești cu telefoane, cu mesaje de la fani, da? Unii l-au, alții nu l-au, alții sună la management și au senzația că vorbesc cu mine. Da, foarte tare. Pentru că având și propria casă de producție, sunt niște numere de telefon afișate, e simplu. Da, corect, dar și sună omul. Nu răspund eu la tot. Da. Poți să ne spui și nouă o chestie amuzantă sau ciudată care ți s-a întâmplat la telefon sau cu un fan? Da, bine, mi se întâmplă zilnic, dar îți dai seama că mulți mă sună și mă întreabă cine sunt. Cine, unde-i sunat? Asta se întâmplă și la salvare și la 112, da.
de-astea cu telefoane, salut, te rog eu mult de tot, cântă-mi și mie ceva sau trimite-mi că vreau să mă împac cu soția, cu fosta iubită. Păi asta, uite ce zicea. Trimite-mi și mie cântecelul și spune câte fapte dedicație mea. Da, dar trebuie să dai detalii, depinde ce a făcut, că sunt lucruri pe care dacă le faci nu te mai împacă niciun cântec. De câteva ori am intrat în jocul lor și am făcut și chestia asta, după care au venit, a venit un val imens. Au văzut că merge. Am zis că merge și am început, asta a stat, nu-i chiar așa, știi? Auzi, mă numesc Vasile și vreau să mă recombin cu aia. Cântă și mie piesa așa. Și am intrat și am zis, băi, hai. Nu e bine. Nu e bine, nu e bine. Auzi, nu te-ai gândit niciodată să-ți deschizi o matrimonială? Păi asta zic. Scrie acolo, împăcări, Pepe. Vă aștept la casting. Da, Pepe, da. Nu, dar serios, dacă tot așa sunt, te... Adevărul că sunt un bun soțuitor. În momentul în care ai un talent, în momentul în care vezi că reușești să faci niște lucruri pe care alții nu le pot face, nu știu de ce n-ai profitat de treaba asta. Mi-au reușit. Dacă am vrut să realizez ceva și sunt un bun sfătuitor. Îți dăm și un arc, spunem niște aripi. Păi da? Și uite așa. Te-am făcut cupidon pe luna asta. E bine să fiu artist pe scenă și în timpul evenimentului, în timpul concertului, atunci se transmite starea. Dacă e și el în sală și e și ea, atunci fac cumva să se întâmple lucrurile. În rest, așa e mai greu. Mai vede unul din public, că uitându-se așa cu lacrimi în ochi la tine și zice, fă ceva! Da, exact, păi da. Păi nu, că am chestia aia, știi? Acum o să cânt probabil cea mai frumoasă piesă de dragoste. Vă rog frumos să vă luați partenerele în brațe, să dansați, să ne dăm și noi seama cine împreună și cu cine. Așa ăla e momentul când... singur. Exact. Să ne dăm seama cine pe cine a adus aici. Da. Și bănuiesc că ai văzut cine? Și momentul ăla când băieții se pipăi că au pierdut inelul, că aveau de gând să... Da, îți dai seama, mă, să vezi... Pepe, vreun concert la Londra, întreabă cineva. Am avut, nu știu când e următorul, dar vor mai fi, că în Londra se organizează foarte multe evenimente cu români. Vor mai fi, am fost, cred că, acum 2 luni în Londra. Asta cum ai făcut în ultima perioadă de a ieșit așa din atenția presei? Am ieșit din atenția presei? Da, dar păi n-ai, nu, cu alte discuții, cu alte povești, că sunt lucruri care se și inventează. Păi stai că mă reiau ei. Dar nu crezi că e după mine? A, serios? Eu n-am făcut nimic nici înainte. Să știi că tabloidelor le pasă de pe... Le pasă, da? ei mă lasă, mă cresc, după care îmi dau un cap. Așa se întâmplă, știi? Acum e proiectul în pasă. Mai mă, pe. Așa. Da, mai vine câte o combinație pe dos. Dar nu e vina mea, n-a fost vina mea niciodată. Deci efectiv... Eu știu de la ce e. Cum tragi cât un cântec vesel? Probabil. Atunci, da. Ăsta chefuiește. Ăsta chefuiește. Paparații pe el. Dar nu e... Asta e presă. Da. Eu m-am obișnuit. Ești obișnuit. N-am făcut nimic să fiu în atenția presei în mod deosebit și n-am făcut nimic să nu fiu. Sunt S-a întâmplat. Da. Păi notați-o pe asta. Pepe a fost aici în clădire. Ia, sper că ați făcut poza. Frumos se vede Radio România sus. Da. Ai văzut? A parcat un pic aiurea. Ai parcat aiurea, păi dacă nu faci cerere înainte. Nu, deci, a parcat frumos. Un pic da. Dură. Să faci cerere. Pepe, scandal cu jandarmii, nu? Da. Bine, mulțumim tare mult, Pepe, că ai venit pe la noi dimineața asta. Mulțumesc mult. Sper să ne mai vedem cât de curând să mai povestim. Cu mare drag. Vreau să te uiți acolo la cameră și pentru că este luna iubirii și mai urmează o lună a dăruirii, ca să zic așa, ce pe cu 1 și cu 8 martie. Ia uite, mă, vezi cum se... Ia mai fă o dată. Asta, așa ai se văzut? Face. Și trandafirul roșu așa ținut în dinți. Nu e, mă, trandafirul nu-l ține băiatul. Ei, nu știi nici asta. Ok, bine. Da, bine. Hai că vorbim noi după. De ce crezi tu că sunt țepat la buză? De la tine. Bun așa. Da, mă uit în cameră și vă transmit toată iubirea mea. Să fiți sinceri, iubitori, și să vă pese. Să vă exprimați sentimentele, că așa e frumos. Și știți cum se face dragoste pe piesa asta? Încet. Pe petan. Pe pian, mă. Sau pe pian. Eu am o problemă cu pian. Știți cum se face dragoste? Pe Pepe. Bună. Exact. Ai văzut, mă, care e rețeta succesului aici? Da, chiar pe patul lui și pe muzica așa. Lui. Cât ar fi de așa. Suav, cât ar fi de suav, e tot cu zâmbetul pe buze. Corect. E cu happy ending până la urmă. Chiar și o despărțire. Păi, până la urmă, când te împaci, ești vesel. Din păcate ne despărțim și noi, dar noi ne mai vedem. Suntem tuși pentru moment, ca să arătăm și o altă latură.
Reluăm această relație frumoasă cu Pepe live la radio. 6 minute rămase până la 10. De la Constanța vine ora viitoare pentru toată țara de 10 ori România. Noi revenim mâine dimineață la ora 6 și 5 minute, așa cum v-am obișnuit, în Bună dimineața București. Să vă pese, dragilor, urmează o altă sărbătoare, 1 martie, 8 martie, în magazine încă de pe acum, da, că și o să fie îmbulzeară mare atunci. Ne reauzim așadar mâine dimineață și îl reascultăm pe Pepe final. Cel mai ultim cadou, dedicație Pepe, melodie gratis. Îmi pasă. Bye, bye!